Okay, salut rămbun, ce faceți? Astăzi n-am vrut să fac custom night-ul din Final Fantasy Freddy's 1 și așa că am trecut direct la un nou joc, tot de Final Fantasy Freddy's, doar că e a doua versiune, adică Five Nights at Freddy's 2. Și hai să începem! Ok, grand opening. Vincent Pizzeria given new life, come back, can be a part of the new face of Freddy's face best Peter. Ok, deci s-a redeschis pizzeria. Ok. Touch here to use your flashlight. Ok, știu asta. Nu uitești pe YouTube. Știu și o strategie. Dar pe la noaptea 2 o să încep strategia. Așa că o să fac ce vreau eu până la urmă. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So, while our engineers don't really have an explanation for that, the most theory is that the robots were not given a proper guide code. So, when it gets quiet, they mai repede decât am văzut nopțile. Tipul ăsta se mișcă. Tipul ăsta, care scrie, care are un panou care scrie Balloons. Tipul ăla se mișcă, îl cheamă Balloon Boy. Sau Balunga, cum vreți voi să-i spuneți. Și ăsta este cam enervant. Dacă vine prin vent, poți să ai grijă. Că nu trebuie să deschizi camera, că ți intră în cameră. Deci, trebuie să pui masca ca să scap de el. S-a făcut? Altfel? Intră în cameră și dezactivează toate luminile și fără să se după începutul ăsta. Acum începe cu strategia. Vă știți că Freddy era activ din noaptea a treia? Acum apoi Freddy este activ din noaptea întâi. Merge cam greuț. Nu știu dacă la voi se vede că merge cam greuț, dar la mine cam merge cu programul. Adică când filmez, merge cam în lag, adică merge destul de greuț. Și o să termină cu coulul lui. Vedeți că a plecat un PAM! Și este aici, în Party Room 3. Știam că e în Party Room 3. Nu mai uși, v-am zis și eu că nu mai sunt uși în ultimul episod și sunt decât lumini și venturi. Care nici pe asta nu le pot să-mi fie venturile. Tipul ăla, Balloon Boy, pleacă din noaptea a doua. Și trebuie să rotezi muzicuța asta sau nu? Să nu lăsați, deci trebuie mereu să fie la maxim, ca altfel, dacă nu mai e la maxim, se aude încă un cântec, ce înseamnă că vine papa să te atace.
Puppet este un nou inamic, e un fel de marionetă. Acolo vedeți cutiuța. E o cheiță de aia cu... Este o mușcuță de aia cu rotiță. Mușcuța aia înseamnă că, că ăștia se mișcă, cred că mai repede. Sau o să vină cineva pe hol, sau e cineva pe hol, și asta. Eram sigur. Și s-a pus aici să se-mi pun masca, dar vreau să apăs. E toi Freddy, ok. Ok. Ce toi bun e în vent. Oh, oh my god. Toi Freddy? Nu, 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 nu. Stau așa, până ca să vină toi banii. Na, 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 toi Freddy? Nu faci glume cu mine. Nu faci glume cu mine. Ce-mi ce vine. Păi toi Freddy stă aici. Și toi banii nu vrea să vină. Îl aștept să vină în vent. Nu, nu vreau. Nu folosesc strategia. Ha! Toi Freddy! Acum ăștia pot să... Toi banii, cred că. Dar trebuie să-l atingi la chiuța. Ok, pot să stau și așa, dacă vreau. Dar ce mă speria că intră Toi Freddy în office. Mă speria când e acolo ăla. Mi-e frică. Mi se fac cu pielea de găină. Mai invent. Ok. Trecem și noaptea a doua, bun? Sau nu? Ok. Noaptea a doua. În episodul următor, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!